La finele săptămânii trecute, la Piatra Neamț s-a disputat un interesant meci amical între lotul național de handbal masculin al României și CS Universitatea Suceava. Jocul a fost deosebit de dinamic și spectaculos. Handbaliștii suceveni descurcându-se onorabil în fața reprezentativei pregătite de Eliodor Voica. Scorul final a fost de 40-32 în favoarea naționale, la pauza aceasta conducând doar cu 18-15. A fost un meci foarte util pentru noi, jucătorii noștri ridicându-se la nivelul adversarilor lor. Partida s-a disputat într-un ritm spectaculos, dinamic, s-a depus mult efort, iar echipa noastră a înscris mult pe contraatac. Șelaru a prins o zi bună și CSU Suceava a folosit toți jucătorii pe care i-a deplasat la Piatra Neamț. Acatrine a jucat și el 15 minute pentru reprezentativa României, a declarat profesorul Petru Gherva.